Așa. Dacă nu sunt întrebări, putem merge mai departe. Eu am să revin când e vorba să accesăm acel instrument online care îl putem utiliza cu tinerii în procesul de identificare a competențelor digitale. Doamna Irina o să-mi facă un semn, dar acum eu vreau să văd dacă eu pot să partajez un pic un filmuleț. Un scurt filmuleț pe care noi l-am pregătit pentru rețelele socializare, așa, partajare, unde aici eu show capture. Dar cum eu o să fac partajare ecran? Eu am spus că să facem partajare ecran, dar eu singur nu am așa opțiune. Unde? Dacă mergeți în jos cu se deschide un panel, dacă mergeți cu șoricelul în partea de jos și este demonstrația ecranului. Demonstrația ecrană, da, break rooms, reacție, pauză, chat pool, participant security, dar eu nu am așa, whiteboard. După chat este butonul. A, doamne, și că e cu verde, mă scuzați, de mult n-am făcut, eu, mie îmi pare foarte rău cu eu. A, la calculator un pic diferit. Așa, you cannot minimize, ok, when you're... Recording înseamnă că eu trebuie să fac share screen. Mă duc pe pe ecran share, dar eu trebuie să mă duc așa. Dar eu n-am făcut acolo, n-am activat o opțiune la share screen. Îmi cer scuză. Stop share. Mi se pare că eu trebuie să fac încă o. Deschideți că să fie deschisă prezentarea când vreți demonstrați. All participants, multiple participants. Nu, ideea era că eu vreau să am și sunet când fac partajarea ecranului. Aici este, sound share. Așa, eu trebuie să fac share. Așa, fiindcă dacă eu nu pun sunet, sau nu o să auziți. Așa, unde este acest filmuleț minunat pe care noi l-am pregătit? Așa. Vedeți acum că eu sunt dezordonat pe masa mea de lucru. Cariera digitală, cred că eu aici am pus filmulețul. Eu mă bucur când văd alții ca mine. Întotdeauna am complexul ăsta, că nu-i ordine, că nu-i șef. Așa. Nu sunteți singuri. Așa. Ia să vedem dacă funcționează. Pur și simplu vreau să mă împărtășesc cu un material care acum... Eu cred că se vede ceva, se deschide acum un filmuleț, da? Pe ecran. Așa, eu sper că el vrea să funcționeze. Simți că traseul tău spre o carieră de succes este limitat? Atunci e timpul să faci din telefonul tău o poartă deschisă spre noi oportunități prin perspectivă. Lasă-te absorbit de lumea competențelor digitale, care te vor duce spre cariere interesante și bine plătite. Privește-ți cariera prin lentilele perspectivă. Aceasta nu e o simplă aplicație, e o nouă perspectivă a potențialului tău digital. Fie că ești abia la început sau în creștere, Perspectiv este partenerul tău către succes. Vino cu noi azi și schimbă-ți viitorul. Perspectiv, linkul tău către o viață activă și o carieră de invidiat. Așa, acesta e unul din filmulețele care noi deja am reușit să-l realizăm, cât ca să-ți placă și tinerilor. Bun, doamna Irina, eu vă ofer microfonul virtual sau scena virtuală și doamna Angela, continuați, vă rog, discuția de ieri și spre final eu am să vin cu acel instrument cu competențe digitale. Vă mulțumesc mult! Eu vă spun încă o dată bună ziua, deja cred că 3 oară astăzi, dar nu e de rău.
Eu mă numesc Irina Mândrescu, pentru cei care sunt astăzi noi veniți. Sunt formator de prinderi de viață independentă în cadrul Asociației Ecorezeni. Lucrez cu tinerii. Îmi place ceea ce fac și astăzi iarăși vă provoc să facem o cunoștință, să ne cunoaștem, să ne cunoaștem mai bine cu cei care ne-am văzut ieri. Și cu cei care noi veniți, o să ne cunoaștem iarăși. Eu o să fac un screen share și o să vedeți ecranul meu. Da? Se vede? Dacă îmi spuneți. Eu vă provoc iarăși să-mi spuneți ce ar fi dacă aș fi o floare. Ce alegeți dumneavoastră să vă caracterizați și dacă suntem totuși la un training despre carieră digitală, avem și altă provocare, dacă aș fi un dispozitiv digital, aș fi? Și de ce ați ales această opțiune? Poftim, eu vă rog mult, cine e cel mai curajos să înceapă prezentarea? Avem doritori? Hai, eu sparg gheața. Mulțumesc. Eu văd brândușă, da? Aici. Puteți alegeți oricare floare. Eu așa am pus la întâmplare câteva. Nu, da, într-adevăr, floare de brânduș, a mea floare. Eu De trebuie ce? să analizez. A, de ce Da, eu am nu. ales sau? De ce? Sau caracterizează pe dumneavoastră sau cumva vă reprezintă această floare? Vedeți, brândușele cresc în pădure, unde este tot frumos și brândușa socoate că toate persoanele au ceva talente, au caractere și nu sunt cei care n-au nimic. Adică tot ce este de la Dumnezeu, de la natură, este și e binevenită și tu numai trebuie să descoperi asta. Descoperirea asta la cine este mai ușoară, la cine nu. Eu ca atare sunt nu și emoționată și accept tot ce este nou. Din start cam cu frică, dar cu încetul eu atrag și atenția colegilor și noi în final implicăm toți. Principal că să pornească cineva, că să iasă la soare și mai departe primim satisfacție tot colectivul care este în jurul meu. Foarte Adică frumos. cineva trebuie să iei inițiativa, dar eu pot împărtăși și eu pot dovedi faptul că o să avem succes oricum. Chiar și ceva, dacă îi fie negativ, tot o experiență care o să ne provoacă să evităm unele cazuri și o să fim mai tari la unele situații. Eu vă mulțumesc mult și dacă să fiți un dispozitiv digital, ce ați alege? Probabil USB. USB că e tot așa, eu ceva în căsuța poștală, ceva util, niște maxime, niște filmulețe care pot folosi și în activitatea. Orice în seminar, eu oricum pun pe polițele informației și la un moment dat și pe neașteptate dacă sunt organizate careva activități, eu de la poliță am luat și deja am careva informații utile. Noi vă mulțumim mult. Este foarte frumos ceea ce ați spus. Avem doritorii de a se prezenta? Trebuie să mă prezint, eu sunt doamna Georgeta, trebuia să fiu prezentă ieri, îmi cer scuze la Casa Speranță, orașul Fălești, să Îmi aici, pare bine, îmi pare bine. din motiv de sănătate n-am putut să ajung la dumneavoastră și eu mă revăd ca o floare ghiucelu. Din ce cauză? E o floare de primăvară și, cum o știm, e rănită dacă vine înghețul, nu? Adică așa, am revăd eu în floarea aceasta și adică sunt foarte rănită dacă sunt cuvinte, adică nu se înțeleasă.
Și fiu, ca să-mi permit să-mi dai posibilitatea ca să mă exprim corect, mă întrerupe și... Adică mă rănește. Mă văd într-așa o situație. Dacă aș fi un dispozitiv digital, cred că aș fi căștile. Vorbesc mult. Vorbesc la temă, dar vorbesc și fără... Nu la temă. De ce? Ele câteodată sunt de folos nu numai când să ascultăm o informație, dar când să ne izolăm de altcineva. Adică asta sunt eu. Eu vă mulțumesc mult. Să știți că eu sunt tot originară din Fălești, așa că suntem pământeni. Bucuros de cunoștință. Doamna, am vrut să ne prezentăm noi la casă ce speram, suntem foarte mulți. Dacă vreți puțin așa, întoarce, dacă vedeți în evidență, suntem. Eu mă bucur că sunteți mulți. Dacă doamnele doresc să expună pe baza acestei prezentări. Poftim, acum și mai îndrăznește, dar să vedem. Nu prea. Eu vă mulțumesc mult. Și noastră, mulțumim de cunoștință. Mulțumim și sperăm că trainingul de azi o să fie binevenit. Da, mulțumim. Mai avem doritori? Bună ziua, deci eu sunt Victor Pletosu. Dacă aș fi o floare, aș fi un trandafir, pentru că îmi doresc să fiu frumos ca un trandafir. Și dacă aș fi dispozitiv, aș fi un stick de memorie care este de folos tuturor. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mai avem doritori? Doamna Angela, nu doriți să vă comparați cu o floare? Printre acele prime care iesă, precis eu. Așa, și un dispozitiv digital? Degrab aparatul de fotografiat. Să păstrați în memorie momente frumoase. Mulțumesc mult. Mai este cineva? Sau să, ce spuneți? Să trecem la treabă. Așa e. Bine, atunci să pun stop share și eu vreau să ofer cuvântul doamnei Angela, fiindcă așa ne-am înțeles că doamna Angela o să ne povestească în prima parte despre toate momentele, fiindcă sunt și doamne de la UNG și avem diferite organizații și doamna Angela o să ne povestească cum în practică agențiile conselează tinerii și le ajută în de muncă. Doamna Angela? Da, mulțumesc mult, doamna Irina. Eu poate că mă repet, dar totodată aș vrea să mă repet. De ce? Pentru că noi întotdeauna apelăm la asociațiile obștești care ne ajută foarte mult în activitatea noastră. Și vreau să spun că fără aportul lor nu reușim multe lucruri, mai ales acolo unde merge vorba despre persoanele defavorizate, acolo nu numai persoanele cu dizabilități, dar chiar și cei care necesită un suport suplimentar din partea specialiștilor. Se adresează sigur că tineri comparativ cu persoanele care, dacă luăm procentual cu persoanele care se adresează la direcții, practic 10% sunt tineri. Și cu dizabilități, dacă este un procent, vreau să spun că noi foarte mult ne bucurăm. Noi, atunci când persoana se adresează, noi sigur că prima ce facem noi, un mic discurs, ne stăruim să facem așa, măcar că condițiile nouă nu ne permite, dar ne stăruim să fie așa ca persoana, beneficiarul nostru, să fie într-un anturaj plăcut și mai degrabă ca ei când se adresează ca și ca când ar fi cu un părinte, un profesor,
Dar și aici sunt momente. Dacă copilul nu iubea să ducă la școală și nu prea iubea profesorii care erau poate că prea duri, iarăși situația. Oricum, noi vedem ce are copilul, ce doleanțe el are, ce dorește, care în genere credo a lui. Și atunci noi începem să-i propunem. Dar știi că, uite, piața forței de muncă presupune altceva. Sunt situații când copiii, dați-mi ceva de lucru, eu vreau să-mi strâng bani. Stai, stai. Și noi începem să planăm situația într-așa mod ca să-l ghidăm. Iar ca momentul ăsta de ghidare, el nu trebuie să fie pierdut, pentru că deseori, făcând o greșeală, sau dacă noi pierdem momentul ăsta de minutul acela când noi trebuie să-l stopăm și corect să-l stopăm și să începem să spunem ce facem noi și cum noi am obținut succesul. Eu am avut așa caz vreo jumătate de an în urmă, s-au adresat doi tineri de la liceu care au spus că știți, noi vrem să mergem în Israel. Știind că noi prestăm acest serviciu, acordul între Republica Moldova și statul Israel, în construcție merge vorba, și le spun, dar voi sunteți băieți tineri, aveți toată viața înainte. Și cu atât mai mult la Israel se duc începând cu vârsta de 25 de ani. Dar sunteți tineri, sunteți energici, văd că sunteți sănătoși principal. Trebuie să învățați și să vă faceți carieră. Nu, noi vrem să ne ducem să facem bani. Bun, noi trimitem în Germania, poftim, duceți-vă în Germania în agricultură. E, nu, în agricultură nu vrem, la construcție. Și încet, încet, i-am lămurit că tinerii la noi fac carieră, care vin, ei se duc la instituții superioare, primesc profesii. Uitați-vă, noi avem nevoie de ingineri, așa salariu, le arăt 100 de profesii care sunt cele mai bine plătite în Republica Moldova. Și așa, încet, încet, i-am convins că ei totuși să finiseze liceul și să aibă studii, poate că nu superioare, dar colegiale, dar cel puțin să obțină o profesie care este întrebat în țară. Totuși, scopul nostru a direcției, dar ca și a specialiștilor din Agenția Națională, este ca să păstrăm forța de muncă și specialiștii în Republica Moldova, care sunt atât de necesari pentru agenții economici, pentru dezvoltarea economiei normale. Ghidarea în carieră, ea presupune mai multe etape. În legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă, articolul 26, el presupune informarea privind profesiile și specificul pieței muncii, autocunoaștere, când spunem că să iei cunoștință cu portalul angajat.md, unde sunt noi putem găsi acele profesii care sunt întrebate pe piața forței de muncă, consultanță și elaborarea unui plan sau marketing personal. Și sigur că noi planăm sau îndreptăm într-așa mod tinerii ca ei să-și aleagă o profesie și să rămână în țara noastră. Noi folosim, noi avem programa noastră Cognitron, unde tânărul poate să se așeze de sine stătător la calculator și se vadă preferențial ce el poate. Nu numai să aibă un interes față de o profesie oarecare, dar totodată să vedem capacitatea lui și dacă el poate să-și obțină o profesie care el în imaginea lui o vede pe viitor. Dar ce tema aceasta sau problema aceasta eu am atras-o, am vorbit și ieri, am atras atenția că acest program nu este interesant. El este foarte abstract, dar totuși tineretul, și nu numai tineretul, noi avem și oamenii mai în vârstă care cunosc calculatorul și lor le-ar părea interesant această programă,
n-au văzut interes mare. De ce? Dacă va fi și este posibil cumva de modificat de acest program, va fi super. Se poate de intrat în programul de ghidare în carieră prin site-ul Agenției Naționale. Atunci persoana care intră în acest program, de obicei programa face conexiunea cu specialistul din direcție, din regiune de unde este persoana sau beneficiarul și noi le dăm posibilitatea ca ei să intre online în acest program și să-și verifice potențialul, da? Sau capacitatea. Dar încă o dată mă repet, noi deseori, ultimul timp când am avut ședință, noi am spus că totuși acest program are nevoie de schimbare. Ce vreau să spun? Noi avem un acord de colaborare cu Asociația Obștească Azi din orașul Cahul, care ne ajută foarte mult în selectarea persoanelor cu dizabilități și ei ne ajută pe noi ca anume să identificăm. Deseori aceste persoane vin pregătite deja cu interes din start, profesia care ei vor să obțină și noi am avut anul trecut doi tineri care, noi de fapt am avut patru persoane cu dizabilități care au făcut cursuri de formare profesională în orașul Cahul. După aceea ei s-au întors la noi și noi le-am propus ca ei să urmeze un stagiu profesional. Stagierea tot este un instrument datorită căruia noi convingem agentul economic ca să angajeze persoanele cu dizabilități. Pentru că este foarte complicat să convingi agentul economic ca să angajeze persoanele care au ca efect puțin mai mic decât o persoană sănătoasă. Și atunci noi propunem stagiere. Stagierea presupune o subvenție care este achitată agentului economic pentru că ca el își învață tânărul și totodată îl supraveghează, vede potențialul acestui tânăr și dacă el ca ulterior să fie angajat și dacă el îi, hai să spun așa direct, îi place atitudinea față de lucru pe care trebuie să-l facă tânărul sau și în genere atitudinea față de serviciu. Și noi avem istorie de succes, cum am mai spus și ieri la ședință, noi suntem direcția care suntem pe primul loc privind angajarea persoanelor cu dizabilități. Anul acesta, agentul economic care cel mai mult s-a hotărât și nu a făcut o problemă din punct de vedere angajării persoanelor cu dizabilități și urmează pe data de 16 februarie să primească trofeul ca cel mai bun angajator al anului. Este greu, destul de complicat din punct de vedere psihologic, complicat din punct de vedere a convingerii, dar totodată sunt succese. Mici, dar ele sunt și ne bucură că noi putem cu aceste mici succese să mergem înainte și să știți ca sfloagăm și să convingem. Uitați-vă, dacă poate cineva, înseamnă că pot și alții. Dacă sunt întrebări și în ceea ce privește ghidarea în carieră, stagierea, dacă mai este. Eu văd și colegii mei care cunosc cei prezintă acest serviciu și să vorbesc mult despre el, ceea ce privește și hotărârea Guvernului 1276, procedura privind ghidarea în carieră. Nu aș vrea să mă repet, pentru că noi toți cunoaștem cum trebuie lucrat.
Dar avem și persoane din alte servicii care nu cunosc, de exemplu, persoane care eu tot puțin cunosc despre ce prevede legea și ce înveți dumneavoastră pentru a ajuta tinerii în încadrarea în câmpul muncii. Cel Poate mai are cineva bine, întrebări? da, cel mai bine pentru asociațiile care există, ei să aibă un acord de colaborare cu direcțiile pentru ocuparea forței de muncă, pentru că în cazul ăsta, în urma încheierii acordurilor, noi vorbim mult mai detaliat și planificăm acțiunile noastre în comun, ceea ce este foarte bine. Și încă o dată vreau să spun că aceste asociații este o mână dreaptă a noastră, ei ne ajută foarte mult în identificarea persoanelor nici, în identificarea persoanelor mai ales cu dizabilități, pentru că noi toți cunoaștem că ei se tem să vină la noi la direcții. Este foarte bine să fie o colaborare bună cu asociațiile părinților în școală, pentru că părinții totuși este o punte care între noi și între tânărul care se teme să se adreseze și susținerea părintească tot este foarte bună. Noi suntem deschiși, el totuși discursurile online, vedeți că ele nu sunt atât de reușite ca atunci când ele sunt offline. Sunt mai bune totuși acelea când vezi persoana direct unul la unul și poți discuta. Dacă aveți întrebări la doamna Angela, nu ezitați. Eu vă mulțumesc mult. A fost o informație foarte utilă pentru noi, fiindcă în continuare eu ați prezint practica noastră, ce facem noi, cum încurajăm tinerii să vină la serviciu și o să vă povestesc despre un program care dezvoltă ecorezieni, este serviciul de instruire la locul de muncă. Probabil că ați auzit despre el. Astăzi o să vă povestesc mai detaliat. Pentru asta o să vă prezint ecranul meu. Și o să vă povestesc mai mult despre programul nostru de instruire, serviciul de instruire la locul de muncă, el așa și se numește. Dacă o să aveți întrebări, nu ezitați, puteți să mă întrerupeți și să întrebați în orice moment dacă ceva nu este clar. Asociația Obștească Ecorezieni, fiecare 4 luni, oferă tinerilor o șansă de a participa la serviciul de instruire la locul de muncă. Acest serviciu este dezvoltat în parteneriat cu Floare de Ciriaș și este destinat tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv tinerilor cu dizabilități, în scopul valorificării potențialului lor economic și sporirii șanselor de angajare prin formarea și dezvoltarea abilităților profesionale în domeniul industriei alimentare. Cred că ați văzut și ieri și cunoașteți că Asociația Ecorezieni a creat SRL Floare de Ciriaș, care ieri și ne-a servit, unde sunt la fel angajate persoane cu dizabilități, care au trecut prin programul, prin serviciul nostru de instruire. Cui este destinat acest serviciu? Acest serviciu este destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, dar vreau să vă spun că uneori noi facem și abstracții de această vârstă, fiindcă în continuare descoperim tineri care sunt trecuți de vârsta de 35 de ani, dar încă n-au găsit un loc de muncă sau n-au fost încadrați în societate, au absolvit gimnaziul și după aceasta au stat acasă. Chiar acum avem un caz, o tânără de 42 de ani, noi spunem tânără, dar a stat acasă până nu de mult. Am descoperit recent acest caz și acum ea se bucură, a trecut deja prin programul nostru de instruire și acum se bucură
vine în fiecare zi la serviciu, are un stimul să se ridice dimineață din pat, se îmbrace, se chitește, face machiaj, se schimbă în fiecare zi și noi ne mirăm și ne mulțumim că am putut face o schimbare pentru ea. Așa că dacă o să aveți tineri care sunt trecuți de 35 de ani, noi știți că discutăm fiecare caz individual. La fel, acest serviciu este destinat tinerilor din categorii defavorizate. Sunt tineri, familii monoparentale, sunt familii cu mulți copii, sunt tineri care sunt fără grijă părintească, dar rămași fără părinți, sau sunt tineri care sunt încadrați în case comunitare. Tinerilor cu dizabilități, mai mult noi lucrăm cu dizabilități, să spun așa, nu grave. Mai mult, mare parte a tinerilor noștri au dizabilități mentale și dizabilități locomotorii ușoare. Și este destinat tinerilor dornici să învețe și să obțină experiența și să se încadreze în societate. Acest serviciu, dacă vedeți, cu roșu, este gratuit. Suportul este oferit de asociația noastră în totalmente. Perioada de desfășurare a serviciului, în primul și primul rând, este perioada de aplicare a dosarelor. Este de 15 decembrie, 20 ianuarie, perioada de iarnă, și perioada de vară este 15 iulie, 20 august, și perioadele de instruire sunt 1 februarie, 31 mai, 4 luni de zile, și 1 septembrie, 31 decembrie. Această perioadă, aplicarea sau depunerea dosarului este posibilă și în afara perioadei de selecție, în afara perioadei de depunere a dosarelor, fiindcă noi le stocăm dosarele, le analizăm și deja în cea mai apropiată rundă sunt analizate și tinerii sunt intervievați. Instruirea se efectuează la zi, tinerii 4 luni de zile sunt la noi, în localitatea noastră, în care sunt încadrați în cursuri teoretice și cursuri practice. Persoanele instruite beneficiază de materiale, de bursă, dar cel mai important că ei sunt beneficiari de cazare gratuită. Organizația noastră oferă și cazare gratuită. Dacă vorbim despre etapele de derulare a serviciului, cum am spus, este noi fiecare 4 luni anunțăm concursul de recrutare, care îl puteți găsi pe pagina noastră Ecurezeni pe Facebook și pe Civicămdă. Dar eu personal sun asistenți sociali din localitățile din împrejurim, din raionul nostru. Deja toată lumea știe, noi trimitem demers la și la toate direcțiile teritoriale de ocupare forței de muncă. Cred că toată lumea cunoaște despre noi. După aceasta urmează depunerea dosarului candidatului. Noi realizăm un interviu. Dacă am ales dosarul și este potrivit criteriilor de selecție, noi plecăm în teritoriu și intervievăm candidatul. De obicei facem acest lucru în persoană. Eu, împreună cu domnul Sergiu, plecăm la tânărul acasă, în mediul lui, fiindcă să nu, tânărul să nu fie stresat, să nu fie speriat. În cazuri în care tinerii sunt dispuși să vină la noi, să vadă direct ce se fac și unde se află, organizația noastră este binevenit, dar pentru cei care sunt departe și nu au posibilitatea de să se deplaseze la noi, noi plecăm în persoană la fiecare acasă. Putem organiza aceste interviuri și la asistență socială, dacă nu este posibil, acasă, la case comunitare, la primărie, unde este posibil pentru a nu, să spun așa, să nu stresăm foarte tare tânărul, fiindcă la noi vin tineri care, majoritatea din ei sunt cu dizabilități și sunt cumva izolați de societate și sunt mai timizi, așa să spun.
După aceasta merge deja perioada de admitere, noi am făcut interviu, am văzut dacă tânărul este autonom, este principală condiția noastră, fiindcă ei trăiesc la gazdă singuri, 4 luni de zile, trăiesc la persoane la noi în sat, avem gazde cu stăpân, dar stăpânul oferă o locuință separată în care tinerii trebuie să se antreneze în viața independentă. După ce a fost admitere, deja este perioada propriu-zisă de sesiuni, de instruire. Am spus instruire practică și instruire teoretică și deja avem finalizarea serviciului. Dacă vorbim despre dosarul care trebuie să fie depus de către candidat, avem și noi careva cerințe. Noi avem nevoie ca persoana deja să împlinească 16 ani, să aibă buletinul de identitate. Avem nevoie de copia buletinului, copia certificatului de studii, dacă este, fiindcă noi facem excepții foarte multe și uneori lucrăm cu tineri care au abandonat școala, care nu au avut posibilitatea să finiseze școala, care sunt din sistemul vechi încă și sunt fără certificate. Noi, cum v-am spus, fiecare caz este abordat individual. Copia certificatului de dizabilitate sau alte acte confirmative care atestă starea lui de vulnerabilitate. Cum v-am spus, dacă persoana nu are dizabilitate, noi lucrăm și cu alte categorii defavorizate, ca poate persoana fi din familie cu mulți copii sau este de etnie romă sau multe alte probleme care le are în spate. Avem nevoie de scrisoarea de recomandare din partea asistentului social. Dacă în localitate nu este asistent social, atunci din partea medicului de familie. Numai decât se prezintă fișa medicală formă 086 pentru a ști dacă persoana este aptă la muncă, fiindcă foarte multe tipuri de dizabilități nu permit persoana să fie încadrată în serviciu. Avem nevoie de fișa de caracterizare psihopedagogică și socială, care la fel oferă asistentul social și numai decât avem nevoie de date de contact a candidatului și unei persoane de sprijin. Poate fi persoana din familie sau cadru de sprijin sau persoana tutore, da? Mamă, tată. Serviciul nostru este destinat tinerilor, cum v-am spus, și este structurat în 3 module. Aceste 3 module se referă la alimentația publică. În primul rând, tinerii sunt instruiți la modulul bucătar auxiliar. Tinerii noștri lucrează la o cantină bine dotată, unde zilnic prepară prânzuri calde pentru 160 de persoane nevoiașă din localitatea noastră, dar și din localitățile din jur. Noi hrănim și 2 sate care sunt alături de noi. Și tinerii învață, au curricula, după această curriculă lucrează împreună cu ei bucătar șef care le ghidează și care le învață toate momentele care sunt necesare pentru a fi un bucătar auxiliar. Cum vedeți și voi, în primul rând, noi facem cursuri de securitate și sănătate în muncă, fiindcă nu putem începe serviciul dacă tânărul nu știe ce este priză și cum se utilizează această priză sau pentru ce. Le arătăm toate aparatele, toate utilajele care sunt în incinta cantinei pentru siguranța lui. În al doilea rând, tinerii fac cunoștință cu spațiile din cantină, fiindcă avem spații în care se lucrează, avem secție legume, secție fierbinte, secție pește-carne. Fiecare produs este prelucrat în secție potrivită. La fel, tinerii cunosc cum se depozitează materia primă, de exemplu, la ce temperatură se congelează carne, la ce temperatură se dezgheață sau legumele, la ce temperatură se păstrează, toate acestea ei învață. Da, sigur, este cumva, poate vă pare e complicat, dar acesta nu se învață într-o zi, pas cu pas, tinerii pot învăța aceste materii.
sunt la fel încadrați în prelucrarea primară a legumelor, corectă. Ei învață diferite forme de tăiere care sunt necesare să știe, să cunoască un bucătar auxiliar, cunosc toate procedurile de prelucrare a peștelui, cărnii, diferite tipuri de carne, cum se prelucrează carnea, da? Cum se decongelează, cum se face dezosare și tranșare și poate nu fi în această instruire în termeni așa de așa de complicate, fiindcă v-am spus că noi pentru fiecare tânăr găsim o metodă individuală în care ne străduim să ajungem la el. Și la fel, deja singur obținerea preparatelor culinare, tinerii pregătesc, nu doar taie, curăță și spală, dar și pregătesc această mâncare, fiindcă cu ei, cu 10-12 tineri, este doar o doamnă, este un șef bucătar care le ghidează. Și în fiecare zi, până la ora 12, ei prânzurile sunt gata și tinerii deja angajați. Avem 5 angajați distribuitori care distribuie prânzurile calde prin localitate. La a doilea modul este ajutor de brutar. Acesta este modulul îndrăgit a tinerilor noștri, fiindcă aici se dezvoltă pot să spun, se dezvoltă motorica, se dezvoltă creativitatea. Tinerii, când aud că lucrăm cu aluatul, sunt cei mai fericiți. Pe lângă mâncarea care se face în fiecare zi, după masă, noi avem timp pentru a învăța profesia de ajutor de brutar. Tot acest grup, fiindcă noi nu lucrăm cu grupul mare, grupul este de, cum v-am spus, 10, maximum 11-12 persoane. Tot acest grup, după masă, îmbracă profesie de ajutor de brutar, unde învață cum să respecte normele de igienă, cum să, la locul de muncă, dar și igienă personală, să cunoască echipament, utilaj care este necesar pentru ajutor de brutar, sunt și regulile lor de exploatare, pregătirea materiei prime, ce este făină, din ce se face. Noi începem pas cu pas să învățăm toate aceste lucruri, cum se realizează procesul tehnologic și deja prepararea produselor, cum este procesul tehnologic pentru fiecare produs este diferit și tinerilor foarte și foarte tare le place acest modul. Învățăm tinerii noștri să devină și chelneri ospătari. Avem foarte multe istorie de succes a tinerilor care au absolvit la noi serviciul de instruire, au finisat și au fost plecați să lucreze ca chelneri. Aceasta la fel este pentru, îndeoseb pentru băieți, bărbați, este o profesie îndrăgită. Aici ei învață cum se realizarea activităților de curățenie la locul de muncă, în primul rând gestionarea corectă a deșeurilor, cunoașterea și manipularea obiectelor de inventar din dotare. Dotare ei învață fiecare echipament cum se numește, cum se păstrează, cum se spală, cum toate aceste lucruri. Realizarea operațiilor specifice de angajare pentru aranjare și de servire a meselor. Chiar și tinerii care nu devin chelneri, ei învață cum să aranjeze corect o masă, cum din ce parte să pună tăcâmurile lângă farfurii, ce este farfurie de suport, ce sunt, cum să servești corect un ceai. Noi facem pe loc training-uri și facem simulări de un restaurant, pot spune așa, fiindcă când ei au practica finală, nu toți tinerii pot pleca la practică la Floare de Cireș. Noi facem simulări în cantină, ne punem la masă, noi în calitate de clienți, tinerii în calitate de chelneri, ne deservesc. Și deja tinerii învață cum se respecte codul de conduită a unui chelner. Dar învață și multe, multe, multe lucruri interesante și frumoase. Eu personal sunt în calitate de
formător la deprinderi de viață independentă. Cum v-am spus și mai înainte, tinerii noștri 4 luni de zile încearcă să trăiască independent la gazdă unde oferim noi locul. De obicei sunt câte 2, 3 sau 4 persoane la o gazdă. Ei învață să trăiască independent. Pentru aceasta sunt eu. Eu sunt mereu la telefon și sunt mereu în ajutorul lor când este nevoie. Dar tinerii nu doar prepară mâncare. Fiecare miercuri noi avem sesiuni teoretice și sesiuni practice de deprindere de viață independentă. Pe lângă aceea că eu plec la cantină în fiecare zi și în fiecare zi de dimineață noi întrebăm cum vă simțiți, cum ați dormit, ce ați făcut, dacă tot e bine, dacă nu aveți conflicte, dacă ați dormit acasă, n-ați dormit acasă. Pe lângă acestea noi avem și curricula după care ne conducem strict și în primul rând noi învățăm despre securitatea și sănătatea în muncă. Fără asta nu putem începe. Noi avem și fișele în care tinerii se semnează, fiindcă avem control de la securitatea muncii și ei știu că noi, tinerii noștri, sunt instruiți, în primul rând, la acest capitol. Noi discutăm foarte mult cu ei despre reguli de circulație, despre securitatea personală discutăm, fiindcă tinerii foarte mulți nu știu să se păzească de persoane străine, de persoane care se apropie de tine în stradă și cer, de exemplu, ceva. Tinerii noștri, în primul rând, sunt foarte creduli, fiindcă ei cred că dacă ei sunt buni la inimă și la fel și persoana care se apropiată este bună, așa că noi încercăm să le cultivăm securitatea personală încă din primele zile de când pășesc la noi în organizație. Foarte mult noi discutăm la acordarea primului ajutor premedical. Noi avem persoana instruită în organizație la acest capitol care le instruiește și pe tineri. Sunt diferite cazuri și la noi la cantină, știți că lucrăm cu obiecte fierbinți, cu obiecte ascuțite. Tinerii noștri sunt atenți, dar uneori se întâmplă cazuri în care cineva s-a tăiat, cineva a pierdut cunoștință. Noi lucrăm cu diferiți tineri, au acces de epilepsie, au diferite cazuri am avut și tinerii noștri, în primul rând, trebuie să fie pregătiți să acorde un ajutor premedical persoanei care este în dificultate, dar discutăm și despre cum să ne protejăm în cazul calamităților naturale. Discutăm cu ei cum să ne comportăm în caz de ploaie, fulger, când suntem la scaldat, în cazul unui cutremur, discutăm în cazul unui incendiu, arătăm echipamentele, fiindcă noi avem și aici la cantină, după securitatea muncii, avem foarte multe echipamente, avem care sunt pentru protecție și tinerii noștri sunt instruiți unde se află ele, cum se folosesc ele, același stingă de incendiu și multe alte lucruri ei învață la noi. În ultimul rând discutăm și despre comunicarea și bunile maniere. Este la fel o temă foarte dureroasă, că cunoașteți că tinerii sunt diferiți. Cineva are 7 ani de acasă, cineva nu a avut așa posibilitate. Noi aici, da, în 4 luni de zile noi nu putem face minuni, dar măcar încercăm și încercăm să le vorbim despre bunele maniere, despre cum să comporte în societate, cum să meargă bine, corect pe stradă, cum să ceară ajutor, cum să discute cu un om în vârstă, cum foarte multe lucruri utile pentru schimbarea tânărului. Foarte mult discutăm la capitolul educația financiară, fiindcă, cum v-am spus anterior, tinerii noștri primesc bursa. Este o remunerare mică din partea noastră pentru munca lor de zi de zi și ei sunt motivați că ei au bani de buzunar, fiindcă banii aceștia le ajung pentru a supraviețui o lună întreagă aici la noi și noi împreună cu ei
învățăm cum să gestionăm corect bugetul nostru personal, fiindcă noi nu socotim ceea ce le dau părinți, uneori nu le dau părinți bani de buzunar, dar noi ne bazăm pe ceea ce avem de la organizația noastră. Noi, în primul rând, facem un buget lunar, facem simulări, ce trebuie să cumpăr în timp de o lună sau listă de produse facem. Foarte des tinerii noștri pleacă la cumpărături, se facă o practică reală, ce pot cumpăra cu acești bani. Noi aici se include foarte mult și componenta digitală, fiindcă fiecare din tinerii noștri au telefon și când primesc cardul, noi încercăm să instalăm aplicația bancară prin care tânărul poate gestiona acest buget, el poate vedea cât a cheltuit, când a cheltuit și să fie în siguranță că banii sunt pe card, fiindcă foarte mulți nu știu ce este card și nu știu cum să folosească. Noi avem un sat dezvoltat și la fiecare magazin putem achita cu card, așa că noi împreună cu ei, când au nevoie, plecăm la magazin, tânărul face cumpărături, achită cumpărătura cu cardul. La fel învățăm cum o să comunice corect cu banca, fiindcă când au nevoie de întrebări bancare, noi sunăm la bancă și tinerii sunt îndemnați să discute singuri cu reprezentanții băncii. Eu personal am fost în Austria într-un parc financiar în care la fel, tinerii sunt instruiți la acest capitol. Mi-a plăcut foarte mult și încercăm și noi împreună cu tinerii să facem exerciții care se fac și acolo. Mai avem și teme de autocunoaștere. Aici noi aplicăm mai mult teste, dar și îndemnăm tinerii să se autoinstruiască și să se autocunoască. Foarte mult discutăm la capitolul igiena personală, unde avem în fiecare 4 luni avem întrebări de genul acesta și eu foarte des plec la gazdă împreună cu ei, verificăm cât e de curat, verificăm cum sunt aranjate, cum este aranjată vestimentația în dulap, cum este spălată, dacă este spălată. În fiecare zi îndemnăm tinerii să facă baie. Cei care nu cunosc acest procedeu, noi încercăm să discutăm în primul rând teoretic despre acest lucru și după aceasta, dacă vedem că nu se primește, avem și instruiri practice la acest capitol. Vorbim foarte deschis și egal la egal despre educație sexuală cu ei, fiindcă ei vin la noi deja într-o vârstă înaintată, de la 16 ani, unde acum TikTok, Snapchat și Facebook este plin de prieteni, de cunoștințe care așteaptă să le sune, așteaptă să le trimit fotografii, sunt manipulați, sunt îndemnați să facă lucruri care nu sunt bune. La acest capitol noi avem, chiar am avut și un training cu specialiștii din oraș privind educația sexuală și educația online, unde chiar pentru mine a fost o noutate, tinerii noștri s-au deschis foarte mult și a fost o noutate mare, ce fac ei seara cu telefonul, în loc să caute un loc de muncă și să facă o instruire frumoasă, ei se ocupă cu lucruri care le par lor frumoase și mai puțin utile. Așa că noi discutăm, noi plecăm în fiecare 4 luni de zile, cu fiecare grup plecăm la centrul Lavante, este centrul prietenos a tinerilor din raionul Ialoveni, unde sunt ținute lecții de educație sexuală, unde au la dispoziție și un specialist care poate să răspundă la orice întrebare care frământă tinerii. Tot acest lucru este confidențial. Și tinerii, într-adevăr, au nevoie de acest lucru, fiindcă eu cu ei sunt 4 luni de zile, eu și alți formatori, dar este o persoană străină la care îi poți să destăinui și să primească un sfat, un ajutor de la o persoană
necunoscută. Discutăm foarte mult despre ei și învățăm despre instituții și servicii publice, plecăm împreună la poștă, la farmacie, la primărie, unde tinerii au nevoie și sunt interesați de servicii care sunt au nevoie zilnică, noi plecăm împreună, facem cunoștință. Deja, după aceasta, tinerii sunt îndemnați singuri să facă primul pas și să interacționeze singuri cu servicii și instituții publice. Dacă vorbim despre integrarea profesională, aici cu tinerii, noi lucrăm foarte mult, fiindcă noi discutăm cu ei ce este angajarea, fiindcă ei când vin la noi deja semnează un contract de ucenicie, este un contract mic de angajare de 4 luni de zile și ei trebuie să știe ce este un contract, că în contract sunt drepturi și obligațiile lor, este fișă de post, ce este. Noi suntem în căutarea unui loc de muncă, le mereu sunt îndemnați și împreună cu ei deschidem diferite site-uri unde sunt propuse multe posturi vacante și noi alegem un post în care ei s-ar regăsi, dar toți care, dacă facem cursuri în alimentație publică, toți caut ajutor de bucătar și chelner, știu, acest serviciu este și mai popular. Cu tinerii noi scriem un CV-ul, improvizăm un interviu, avem o practică foarte vastă cu hotel din Chișinău, Leo Grand Blue, unde noi trimitem tinerii la practică, unde ei la fel parcurg acest drum, noi trimitem cu o zi înainte, văd unde se află, cât timp trebuie să le ia, cât bani trebuie să plătească. Da, nu sunt, sunt aleși tineri care sunt care pot să facă acest lucru. Acolo noi deja noi scrim un demers unde tinerii sunt, se duc la stagiu de practică și sunt primiți în calitate de ajutor de bucătar sau chelner sau au fost cazuri unde persoanele au fost angajate pentru a întreține teritoriul afară. Este o practică foarte benefică și tinerii noștri trec prin acest procedeu și sunt unii care chiar și-au rămas acolo să lucreze și activează până în ziua de astăzi. La fel, noi cu tinerii 2 ori în 4 luni, de 2 ori organizăm activități de integrare socioculturală, unde plecăm cu ei în diferite locații. Eu mereu mă gândesc să nu se repete locația unde am fost deja cu tură precedentă, dar uneori locațiile sunt așa de faine că repetăm cu următorul grup de tineri. Este film, sunt obiecte turistice, obiective turistice, am fost la grădina zoologică, că avem parteneriat cu Muzeul de Etnografie, unde avem o doamnă foarte primitoare și mereu ne invită la diferite activități, cum este desenarea în ceară sau am avut o șezătoare afară în parcul muzeului. Tinerii sunt astfel remunerați și motivați să vină la serviciu, fiindcă de obicei noi organizăm cumva la jumătate de tur aceste activități, fiindcă tinerii ajung la un moment dat că sunt obosiți, lucrează în fiecare zi, deja încep să jele unul la altul, că lucrăm mult, că vrem să ne mai odihnim, că nu am făcut de mult nimic interesant și noi încercăm să le motivăm astfel. La jumătate de perioadă, după parcurgerea 2 luni de zile la noi, noi organizăm ședințe cu părinți. Este strict regulate aceste ședințe, unde invităm părinții tinerilor
facem împreună cu ei defectivități și unde tinerii neapărat pregătesc ceva gustos pentru părinții lor, că părinții se vadă, fiindcă am avut cazuri în care un părinte mi-a reproșat că eu doar fotografiez tânăra cu cuțitul în mână, că ea nu poate tăia, dar într-adevăr tânăra a fost foarte capabilă, acasă nu i se dădea voie, dar aici s-a deschis și a fost o experiență pentru ea. Și când a venit la ședință cu părinți și a văzut, fiindcă noi facem acest lucru în fața părinților, părinții asistă când tinerii pregătesc pentru a vedea că într-adevăr tânărul poate și tânărul dorește să practice această profesie. De obicei tinerii sunt foarte emoționați că o să vină mama, tata și o să vadă ce fac eu, dar după aceasta sunt foarte mulțumiți că uite că eu am putut și am arătat părinților că eu pot și eu sunt util pentru societate. Mai facem și voluntariat, unde plecăm la persoane care noi sunt beneficiari a cantinei sociale, plecăm și la ei, la persoane care nu au posibilitate să facă curat înainte de Paști sau toamna târzii, noi plecăm cu tinerii și tinerii fac cunoștință cu persoane în vârstă și fac această, tragem această linie, da, pot spune că nu doar că uneori tânărul spune că eu sunt nevoiaș, eu sunt cu dizabilitate, eu nu pot nimic și noi le arătăm și altă realitate sau uneori tinerii vin foarte dotați și le ducem la persoane care sunt în dificultate și noi le ajutăm împreună și tinerii atunci schimbă atitudine față de muncă și față de ei și față, chiar și față de viața lor. În timp liber, noi avem foarte puțin timp liber, dar oricum îl găsim. Noi organizăm, ne uităm la un film, ne ducem pe stadion unde organizăm starturi vesele sau plecăm în natură, toamnă, primăvară, iarnă, ne bulgărim. Sunt activități interesante cu tinerii. Și la sfârșit avem înmânarea diplomelor. 4 luni de zile trec foarte repede. Tinerii confirmă acest lucru și uneori sunt foarte emoționați că mâine trebuie să plece acasă și acasă o să înceapă o altă viață și o să trebuiască să găsească un loc de muncă în care noi le-am arătat că ei pot, trebuie să întoarcă la realitate, la realitatea în care ei deja sunt instruiți, au un certificat, că ei sunt ajutori de bucătari și ei trebuiască să găsească un loc de muncă. Avem în această zi, cred că, emoții și noi și tinerii, tot oficiul atunci este prezent și uneori tinerii, dacă suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, ne oferă ceva din mânuța lor făcut sau ne oferă o colindă, dar ne oferă în primul rând foarte multe emoții și speranță că noi am putut ajuta acești tineri. Cu asta nu se încheie serviciul nostru de instruire, avem foarte, foarte multe istorii de succes. Tinerii angajați, tinerii au devenit social activi, tineri fericiți, dacă vedeți după fețele lor. Și noi ne bucurăm pentru fiecare succes al lor. Dacă aveți nevoie de contactele noastre, noi suntem mereu deschiși pentru a colabora. Dacă aveți întrebări la prezentarea mea, dacă n-am vorbit foarte mult, vă rog mult să-mi spuneți. Dacă permiteți, foarte interesant și eu sunt numai impresionată că când dovediți să-ți faceți și într-adevăr tânărul el totdeauna este ocupat, asta e foarte bine. Dumneavoastră ați gândit la toate etapele și la distracție și la timp liber, unde ei sunt la maximum implicați și asta e foarte bine că ei nu au când să facă treburile care nu merită pentru tineri.
Sunteți ca un exemplu pentru noi toți, de Doamne, și noi așa să fim încurajați pentru a schimba, pentru a face, pentru a implica multă lume și multe categorii de persoane. Aș vrea să dau și propuneri cum puteți implica și persoanele în etate, că avem persoanele peste 75 de ani care nu sunt implicați în deservire socială, unde sunt mari rânduri și adresează și la noi că să găsim persoanele cumva motivate pentru a veni la îngrijirea bătrânilor, unde asistent social nu dovedește la maximum cum necesită situația, că situații sunt diferite. Dar tot o idee bună pentru voi dau, de ce nu? Dacă, probabil în Canada am văzut unde pe lângă azilor de bătrâni au și casele pentru copii care au rămas fără părinți și s-au unit împreună. Adică au avut succese foarte frumoase și cei care au vârsta înaintată și cei care au nevoie de îngrijire, de un cuvânt cald din partea persoanei în etate, unde au combinat așa serviciile, unde au fost utile unii și pentru alții. Vă doresc succese, sunteți foarte bravo, jos pălăria la toate lucrurile care faceți. Mulțumesc mult! Asta doar este un serviciu din cadrul organizației noastre. Vă mulțumesc! Dacă mai aveți întrebări, sunt cum puteți să trimite tânărul la noi, puteți apela, aveți numărul de telefon a meu, al Sergiu, pentru orice întrebare, pentru orice sfat, noi suntem deschiși pentru a primi tinerii la noi în localitate, fiindcă noi lucrăm cu tinerii din toată Republica. Eu cred că multe raioane știu despre noi și au referit tinerii la noi, la ce fapt noi mulțumim. O întrebare, dacă se poate. Dacă la dumneavoastră pot fi admiși copiii care au studiat după programa CES? Da. Da, noi lucrăm cu copiii. V-am spus, noi lucrăm, uneori facem excepții și care nu au certificat de studii, au abandon școlar sau alt motiv care nu au putut finisa școala. Fiindcă la noi nu implică programa școlară, dar noi nu scrim, nu citim, da, noi avem activități în care noi scrim, citim, dar individual cu fiecare lucrăm, chiar dacă persoana nu știe alfabetul, încercăm să învățăm câteva litere, măcar să știe, să semneze. Fiecare individual, fiecare tânăr este, lucrăm individual, după necesitățile lor. Este și limita în grupă, da? Da, lucrăm maxim 10-11 persoane per tură. Dacă nu mai avem întrebări, cred că domnul Sergiu să ne arăte și instrumentul digital în care tinerii pot fi testați. Da, mulțumesc, Irina, mulțumesc, doamna Angela. Noi am inclus astăzi aceste așa, prezentări de suflet, se spun eu, se numesc eu așa, din considerentul că grupul țintă la care noi ne referim este unul care are nevoie de o abordare specială, mult mai individualizată. Tinerii din grupurile defavorizate, ei se confruntă cu multe, multe provocări, ei au mai multe nevoie de abordări mai speciale. De asta, exemplul care l-am prezentat cu programul de instruire pe care îl implementează Ecorezil de 2015, este un fel de abordare pe care noi o vedem eficientă și care aduce rezultat. Dar din prezentarea colegii mele, Irina, v-ați dat seama că acest lucru nu este posibil singură să facă o organizație. La toate aceste etape pe care le-a prezentat colega mea Irina, sunt implicați actorii din comunitate.
primăria, asistent socială, poliția, medicul de familie, casa de cultură, biblioteca, școala, oamenii din sat și așa mai departe. Asta dacă vorbim la nivel local, dacă vorbim la nivel raional sau național, sunteți dumneavoastră care deseori interacționăm, sunt alte instituții și așa mai departe. Da, este o muncă, după cum a spus doamna Gusac de la Florești, este o muncă enormă, este nevoie de multe resurse, energie, dedicație, dar astfel vedem noi că se produce incluziunea așa cum ar trebui ea, așa cum scrie în cărți și nu rămâne doar scris în cărți, dar noi o simțim în jurul nostru. Cu siguranță noi inspirăm și sunt multe, multe alte exemple în Republica Moldova, inclusiv dumneavoastră, cei care sunteți prezenți la această mică ședință, exact faceți lucruri asemănătoare cu aceeași dedicație și vedem care sunt rezultatele. De asta, componenta aceasta de networking, de interacțiune, de schimbare a opiniilor, de uneori chiar pur și simplu așa șezi și să te plângi un pic pe umărul cuiva și să primești un cuvânt bun, te ajută enorm în munca noastră cu multe frustrări. Cred că acest cuvânt este la ordine zilei în cazul nostru, cei care lucrăm cu persoanele din grupurile vulnerabile. Și mă refer aici la chiar șomeri care nu au loc de muncă și poate nu neapărat vulnerabil, dar odată ce persoana este disperată sau se confruntă cu o problemă, deja este vulnerabilă și noi suntem un fel de colac de salvare și în dependență de abordările pe care noi o să le avem, practic schimbăm soarta sau ajutăm această persoană să fie utilă, să nu dăuneze în comunitate. Ori dacă o să observăm ce se întâmplă cu cei care nu ajung la noi sau nu ajungem noi la ei, vedeți că crește numărul infracțiunilor, se umplu spitalele cu bolnavi, avem sărăcie, alcoolism și multe, multe alte procese. Sau nu avem elementar salariați care să achite taxe și să plătim pensii și alte lucruri necesare pentru ca statul să funcționeze. De asta, acest mecanism cu multe, multe roticele și noi fiind, poate prea urât spus, fiind o parte din acest puzzle roticică, cu suflet reușim să schimbăm lucrurile. Și eu mă bucur că noi avem aceste opțiuni. Eu în continuare am să încerc să vă prezint un produs pe care noi numai l-am terminat să-l dezvoltăm. Este o mică aplicație online care vine în ajutorul consilierului care ajută tânărul sau tânăra să înțeleagă la ce nivel se află în raport cu competențele digitale, fiindcă spuneam cu proiectul nostru, elementul de bază este valorificarea competențelor sau oportunităților digitale pe piața muncii, astfel ca tinerii și tinerile cu care noi interacționăm să exploreze și să înțeleagă că și ele sunt o resursă care important în acest proces, pe de o parte, pe de altă parte, inclusiv părinții, specialiștii care lucrează cu acești tineri, societatea în general. Noi nu promovăm acest instrument, această aplicație ca cea mai bună practică, nu, nici cum nu afirmăm că este unicul instrument și se poate delimita doar la acesta, dar noi am încercat, consultându-ne cu mai mulți tineri, cu mai mulți specialiști care lucrează în acest domeniu din Republica Moldova, Ucraina și Austria, am încercat să adaptăm reșind de necesități, de exemplu, să vedem pe piața muncii care sunt cele mai întrebate meserii în rândul tinerilor sau potențiale meserii pentru acest grup țintă, ce solicită angajatorii, care sunt cele mai multe locuri vacante, pentru ce meserii sau ce posturi vacante avem pe piață, care necesită minimum de competențe
competențe digitale, am ales în jur de 20 de meserii, evident că nu ne-am permis, cel puțin la nivel de testare, să vedem. Plus la asta am adăugat elementele de toate aspectele ce țin de cunoștințele, abilitățile din mediul acesta a utilizării resurselor tehnologice pe care ne le propune societatea și dezvoltarea social-economică. Respectiv, este un instrument online care poate fi utilizat de oricine care are acces la acest link. Nu este nevoie de o înregistrare specială. Linkul acesta îl găsiți și în agenda, dar noi o să-l distribuim și pe e-mail ca să faceți cunoștință cu el. Avem un pic de probleme tehnice la selectarea limbii, dar noi o să încercăm să găsim soluția. Vrem să înțelegeți că avem resurse financiare limitate și încercăm să valorificăm cunoștințele noastre, inclusiv noi să dezvoltăm anumite competențe digitale și să dezvoltăm anumite produse chiar de către noi și alți tineri voluntari. De asta anumite lucruri mai necesită fi cizelate, dar în principiu se rezolvă. De exemplu, dacă se vede aici pe ecran, în partea, în colțul din dreapta sus, avem opțiunea de a alege limba de lucru, avem engleza, română și ucraineană. Ieri am avut un feedback și o solicitare din partea vorbitorilor de limbă rusă. Ar fi bine să avem și opțiunea de limbă rusă. Din câte cunosc, nu necesită mare efort din partea noastră, doar trebuie să adăugăm textul în limba engleză și aici va apărea în limba rusă, mă scuzați, și aici va apărea și opțiunea în limba rusă. O să vă rugăm să ne confirmați dacă acest instrument, cel puțin la etapa actuală, ar fi util și de ajutor pentru dumneavoastră. Noi imediat putem să ajustăm și la limba rusă acest instrument. Eu la momentul să aleg limba română și avem acces la versiunea română. Vreau să menționez că acest instrument poate fi utilizat individual de către tânăr sau tânără care este în căutarea unui răspuns cum poate să o ajute cariera digitală în procesul de identificare a unui loc de muncă sau în cazul în care vrea să-și testeze cunoștințele, să vadă cât de pregătită este la momentul respectiv. Sau acest chestionar, poate fi, sau acest instrument poate fi utilizat împreună cu consilierul în ghidare sau consilierul vocațional. De exemplu, cineva dintre noi, împreună cu tânărul sau tânăra, trec toate aceste etape. Avem o mică introducere, ne-am stătuit să fie cât mai mășcat și clar pe înțelesul tinerilor, dar o să observați pe parcurs că sunt anumiți termeni care necesită totuși asistența noastră în explicarea anumitor termeni sau expresii. De asta o să vă rugăm mult să treceți prin acest chestionar, prin această aplicație, individual, personal, ca și specialist, funcționar în domeniu, să vedeți care ar fi riscurile în cazul în care o persoană care nu poate ști sau nu înțelege anumiți termeni și în acest caz să nu oferiți instrumentul ca individual să completeze, dar să îi oferiți asistență. Efectiv, nu durează prea mult, maxim 20, jumătate de oră. Completarea. La final, această aplicație vă generează un raport destul așa de detaliat, aș spune eu, nu e foarte tehnic, dar așa conține niște sugestii destul de relevante care pot fi de ajutor. Nu pretindem încă o dată să menționez că este un instrument cel mai ideal, cel mai bun, dar și nu neapărat să înlocuiți alte instrumente dacă le aveți. El completează paleta de metode, instrumente de lucru în relația cu beneficiarii noștri. Evident că ar fi bine să spunem numele, prenumele aici ca să putem
personaliza și să înțelegem către la cine se referă. Eu am pus Ion Cărăruș. Avem aici, spuneam, despre o listă de 20 de profesii sau posturi de muncă care sunt solicitate pe piață la moment. De exemplu, să luăm asistent de vânzări sau proprietar, asistent salon de frumusețe. Alegem profesie sau meserie care ne-am dori. Menționez că acest instrument poate fi utilizat pentru mai multe profesii ca să verifici pentru ce profesie este cel mai potrivit sau potrivită sau pregătit. Ne ducem la pasul următor și aici încep întrebările. Iată, aici s-ar putea tânărul sau tânăra să întâmpină anumite dificultăți, fiindcă posibil să fie termeni prea tehnici care nu sunt clari pentru ei, poate pentru prima dată se întâlnesc cu ei sau se întâlnesc de mai multe ori, dar nu înțeleg exact ce presupune acest termen sau aceste expresii. De asta noi ca și specialiști venim în ajutorul acestor tineri și doamna Irina și colega mea Aliona vor merge la acea instruire privind aprofundarea în aceste cunoștințe, competențe digitale și multe din acești termeni sunt acolo explicați ce înseamnă ei și respectiv în acel manual sau ghidul lucrătorului, exact așa cum ați primit ieri acest manual curriculă pe partea de consiliere vocațională, exact așa manual și curriculă să este pregătit în română, în rusă, pentru a lucra cu terminologie specifică domeniul digital. De exemplu, și pentru mine sunt anumiți termeni noi, dar noi nu putem să spunem că mie nu-mi trebuiesc, dar asta este prezentul și viitorul imediat. De asta cât mai mult cunoaștem și nu necesită un efort suplimentar. De exemplu, aceeași definiție digitalizare. Poate pentru prima dată tânărul sau tânăra aude despre cuvântul digitalizare, dar aici este o sunt câteva, patru afirmații cu ce se asociază cuvântul digitalizare. Inclusiv este nu știu ce înseamnă digitalizare și poate fi normal acest răspuns. Adică noi nu catalogăm că e bun sau nu e bun răspunsul, dar încercăm să intrăm în esență și alegem o opțiune din cele patru oferite aici. Cum utilizezi de obicei dispozitivele digitale? Iarăși alegi. Un răspuns. Navighez pe internet, folosesc rețelele de socializare, răspund, scriu e-mail-uri, de exemplu. Și ce înseamnă accesibilitate digitală pentru tine? Am auzit de instrumente digitale și uneori folosesc un traducător sau opțiune de citire a browserului meu. Vedeți, sunt acest instrument inclusiv te ghidează în lumea oportunităților, posibilităților pe care le poate oferi această lume digitală, pe care noi nu o explorăm sau nu o utilizăm la maxim, dar ei poate să ne ajute foarte mult în activitatea noastră profesională. De asta eu nu aș neglija sau nu aș cataloga sunt expresii sau opțiuni prea complicate, prea sofisticate, dar aș merge în continuare și explora, fiindcă ele sunt practic cei care ne asistă și ne ajută pe noi să facă viața noastră profesională mai ușoară, inclusiv poate și viața personală. De asta eu aș insista pe faptul ca să vă documentați, nu e vorba de în același moment, dar să încercați să intrați în esența acestor terminologii, fiindcă noi am avut și experți, specialiști în domeniul IT, care ne-au ghidat până la ce nivel de complexitate sau până unde putem să mergem cu tinerii vulnerabili și până unde noi ca și lucrători trebuie să cunoaștem, fiindcă lumea IT este cu mult mai sofisticată decât e prezentată în acest chestionar. De asta ar fi o provocare și din partea noastră, din partea dumneavoastră, ca să vă provocați, să vedeți unde, la ce nivel sunteți și ce cunoașteți. Pe partea asta digitală, dacă tot vorbim că în viitor apropiat roboții și inteligența artificială o să ne conducă pe noi, inclusiv și în lucrul nostru. Avem setul de întrebări numărul 1
Și aici e vorba de informare și alfabetizare în materie de date de pe online. Și iarăși sunt câteva întrebări, e vorba de trei întrebări și trebuie să alegem o opțiune. Cum caut de obicei informații pe un computer sau smartphone? Da? Folosesc un motor de căutare, scriu un mesaj unui prieten, folosesc un motor de căutare, dar nu atrag atenția de rezultate sau pur și simplu nu caut informații pe computer sau smartphone. Orice opțiune este valabilă. Întrebarea a doua, din acest set de întrebări, poți verifica informațiile de pe internet sau de pe rețelele de socializare? Cu care răspuns din cele de mai jos rezonezi sau este valabil, ți este caracteristic ție. De exemplu, mi este greu să verific toate informațiile pe care le primesc pe internet așa că de obicei apelez la surse de încredere. Da. Sau verific întotdeauna ceea ce citesc, văd sau aud pe internet, pot găsi surse și identifica intențiile acestora. Iar își spuneam mai devreme că e nevoie chiar noi ca și lucrători să înțelegem esența acestor întrebări. Uneori s-ar părea că ele sunt banale, fără sens, dar noi în echipă am avut și un neuro, ceva psiholog din Austria care ne-a ajutat, anume formulările care să ne ajute să avem un răspuns la după acest test, un raport care într-adevăr să ne ofere un tablou real vis-a-vis de ceea ce cunoaștem și la ce nivel sunt competențele noastre digitale, fără a le califica că rău, prost și mai departe, dar inclusiv cu mesaje de call to action, de a merge la următoarea etapă și cu soluții în acest sens. Cum organizez de obicei informațiile sau datele digitale? Și ce răspuns? Folosesc un USB stick sau unitate de hard disk? Nu este nevoie, totul este în siguranță pe computerul meu sau pe telefonul meu mobil. Și eu aș alege, de exemplu, aceasta. Mă duc la pasul următor, avem setul de întrebări numărul 2, care e legat de comunicare și colaborarea utilizând tehnologiile IT. Da? Fac acest lucru legat de trimiterea mesajelor folosind internetul, fac acest lucru, știu cum să organizați aplicațiile de chat sau de e-mail, folosesc e-mail, aplicații de chat, diversi clienți, social media pentru a posta mesaje. Știu exact ce program, aplicație sau social media să folosesc atunci când scriu mesaje către diverse persoane. Și clasicul răspuns, încă nu știu să folosesc aceste instrumente de trimitere sau de recepționare mesajelor folosind internetul sau mediul online. Întrebarea a doua, ai experiență în utilizarea documentelor sau instrumentelor online partajate pentru a lucra cu alte persoane? Și care răspuns se potrivește cel mai mult pentru tine? Cunosc câteva instrumente, precum Microsoft Teams sau Google Drive, știu cum să le folosesc, sunt versat, adică cunosc foarte bine să găzduiesc documentele și să lucrez cu grupuri de documente, știu exact ce instrumente să folosesc pentru a obține rezultate cât mai bune. Dacă observați acest test, inclusiv pe noi ca și profesioniști, ne ajută foarte mult să înțelegem această lume deseori misterioasă a noilor tehnologii. Dar încă o dată menționez, noi nu putem să fugim de ea. Cineva recent spunea, tot având o întrebare, vedeți ce riscuri vedeți legat de că apar noile tehnologii și ele presupun și riscuri și beneficii, dar persoana a spus, digitalizarea este ca un fenomen care deja se produce. Noi nu putem să spunem pe el, putem să-l evităm, dar cum ar fi, de exemplu, soarele răsare? Exact așa și aspectul acesta cu viața digitală. Deja acest soare răsare, nu putem să oprim soarele, el este parte deja din viața noastră. Sunt niște procese care deja se întâmplă și ele este clar că sunt irreversibile. De asta noi trebuie să fim cât mai pregătiți, unele cazuri rezilienți, să facem față acestor procese pe care
care pe de-o parte ne ajută foarte mult ca viața noastră să fie mult mai ușoară. Cu siguranță când mergeți psihotare, vedeți că viața digitală este mult mai utilizată sau explorată. Aceleași panouri de informare pe internet, pe străzi sau în transportul public, în restaurante, unde este totul digitalizat, meniuri, sau când mergeți să interacționați cu instituții publice și acolo tot este digitalizat, de la programarea online, ghișeul unic sau cu acele etichete sau roboți care răspund automat la întrebările noastre, nu neapărat să fie o persoană fizică în spatele acestor întrebări standarde, banale, dar noi să ne ocupăm cu partea umană despre care vorbea Irina mai devreme și doamna Angela. Și chiar ieri doamna Angela menționa că noi încă ca și serviciu public de ocupare a forței de muncă nu am ajuns și nu suntem pregătiți cu să avem aceste tehnologii. Ele sunt undeva departe de noi ca noi să le putem utiliza, dar odată ce noi o să le evităm și noi o să le înțelegem și noi o să vedem care sunt, ce oportunități ne creează, noi nu o să avem tendința sau dorința de a le avea lângă noi. Și noi trebuie să fim cât mai concret de ce avem nevoie. Poate, într-adevăr, răspunsurile acestea banale despre este articolul ceala, dacă ești în situația asta, ce poți obține, ce beneficii, nu trebuie să stăi cineva, o persoană, ca să răspundă la aceste mesaje. Este un robot simplu care numai ales întrebare și automat, sau ai scris întrebare și automat cineva, un robot, îți răspunde la aceste întrebări, noi spunem chatbot, da? Cu siguranță încă noi nu am ajuns la acest, dar asta este foarte simplu de programat și de pregătit și acea persoană care stă și așteaptă persoanele la ghișeu și să răspundă la întrebări banale, uneori ele pot fi foarte ușor transmise către aceste aplicații dezvoltate de inteligență artificială sau noile tehnologii. Ați cumpărat sau ați vândut vreodată online? Iarăși e o întrebare curioasă. Am vândut deja sau nu mai cumpăr? Și așa mai departe. Toate aceste aspecte sunt legate de viața de lumea digitală. Nu sunt momente care puse așa la întâmplare în acest chestionar. Respectați formele de exprimare adecvate și respectuoase atunci când comunicați online. Iarăși este un lucru foarte și foarte important după părerea noastră. Înțeleg cum sunt create și gestionate identitățile digitale, iarăși avem expresii noi pe care noi nu le folosim sau nu le înțelegem. Am dat pe Google, dar menționez că în materialele de suport pe care le veți primi în format electronic, acolo să fie descrise într-o manieră destul de simplă și pe înțeles tuturor ce presupun aceste expresii, precum identitate digitală sau alți termeni mai complicați, sofisticați la prima vedere. A treilea aspect legat de lumea digitală este crearea conținutului digital. Și noi deseori vedem că vlogeri care creează conținut și așa mai departe, dar noi toți cei care interacționăm cu mediul online, noi toți suntem creatori de conținut digital. Odată și am făcut o fotografie și am trimis-o surorii mele sau copilului meu sau colegul meu de lucru printr-un chat, deja eu sunt creator de conținut digital. Și acest proces de creare a conținutului digital la fel are multe subaspecte. De asta e important să cunoaștem ce presupune acest proces de creare a conținutului digital. Cât de bine poți combina și edita conținutul digital. Aici sunt câteva aspecte referitoare la text, imagini, foto, video și așa mai departe. Avem terminologie un pic mai sofisticată,
știi ce înseamnă sau drepturi de licență, drepturi și licențe digitale. Acum foarte multă lume da, sau au câștiguri de cauză în judecăți în cazul în care se încalcă anumite drepturi privind licențiere digitală și așa mai departe. De asta noi trebuie să fim cunoscuți cu toate, toate aceste termeni, astfel ca să evităm riscuri. Iată, noi deseori avem cu tinerii că ei au carduri bancare și folosesc aceste burse. Încercăm să facem această educație financiară, dar pe de altă parte avem și componenta de lume digitală, că deja ei și instalează aplicații în telefonul mobil, aplicație dezvoltată de bancă respectivă, și acolo este iarăși pas, pășim în lumea virtuală care e legată de anumite drepturi cum și anumite riscuri. De asta e important să cunoaștem toate aceste lucruri. Să nu ne limităm că dacă eu știu să folosesc computerul, să-l închid, să-l deschid, știu să mă joc la mobil, asta e tot despre lumea virtuală. Eu o să merg un pic mai rapid, pentru că dumneavoastră aici o să aveți posibilitate să explorați acest instrument, siguranța. Evident că fără siguranță, că eu spre asta mă îndreptam acum cu comentariile mele, spre siguranța online, și aici sunt niște întrebări legate de cât de pregătit eu sunt să fac față acestor provocări legate de siguranța online, și aici sunt cel puțin 5 aspecte ale siguranței online. O să vedeți că sunt lucruri destul de utile, chiar și eu careva din ele le-am înțeles sau le-am conștientizat abia completând acest chestionar. Rezolvarea problemelor. Desigur, noi spunem că avem provocări, nu găsim răspunsuri la întrebările noastre. Iată, mediul online este cel care poate să ne rezolve multe din problemele noastre fără ca noi să apelăm la alte resurse financiare, materiale sau alți oameni. Dar noi nu știm să explorăm aceste oportunități. Eu spuneam despre acel robot sau chatbot care să răspundă la întrebările obișnuite care le folosim noi la serviciu. De asta o să explorând sau trecând un pic peste acest chestionar și eu aș fi foarte recunoscător în cazul în care o să încercați să testați, să treceți peste acest chestionar, să veniți cu un feedback sau să avem o întâlnire, să vedem cât de complicat, complex sau ce provocări presupune utilizarea acestui instrument pe care noi l-am dezvoltat ca să vedem să unde e cazul să îmbunătățim sau să explicăm, să venim cu mai multe detalii. Evident că am lăsat aici acea rubrică de feedback, despre care am menționat mai la deal. Important să ne apreciați, să aprecieze utilizatorii în general, să aprecieze experiența de interacțiune, fiindcă lumea digitală este exact așa construită și o să vedeți când sunteți în mediul online, tot timpul la final apare avem nevoie de opinia dumneavoastră, care a fost experiența, v-a plăcut, nu v-a plăcut, același chestionar de satisfacție pe care l-am completat, de exemplu, ieri pe hârtie, da? Și acest feedback sau aceste aprecieri sunt foarte importante pentru dezvoltatorii de aplicații sau de conținut, dacă tot vorbim. Și iată, avem raportul care la fel poate fi descărcat, avem pe partea dreaptă opțiunea print și fiindcă acum suntem în versiunea online, dar avem răspunsuri cu scoruri și avem numele nostru, noi nu putem să încurcăm care e beneficiar sau ce persoană a trecut prin acest test, respectiv pot trece de mai multe ori, avem nivelele de competențe, cum se interpretează fiecare răspuns și respectiv în cazul în care nu sunteți suficient de pregătiți sau competențele la etapa actuală sunt sub nivelul pe care îl cere profesia
sau meseria selectată, dorită, aici sunt câteva sugestii unde este nevoie să dezvoltați și ce competențe. Totodată sunt profesii sau sugestii reieșind din la moment din rezultatele chestionarului, ce profesii, meserii vi se potrivesc cel mai mult sau pentru care sunteți pregătit la această etapă. În principiu, acesta este instrumentul care l-am dezvoltat. Încă o dată menționez, nu pretindem a fi unul care să rezolve 100% întrebările sau provocările sau să ne dea soluția soluția finală în acest context, dar este un instrument care poate fi explorat și utilizat în activitatea noastră. Cam atât am avut a vă spune. Dacă sunt careva întrebări la această etapă, eu pot să revin cu să comentez. Am salvat instrumentul sau am salvat raportul pentru persoana cu care am lucrat, pentru Ion Cărăruș, respectiv avem rezultatele și raportul poate fi la el revenit sau, de exemplu, poate fi expediat pe e-mail aceste persoane sau în cazul în care avem posibilitate, putem să imprimăm chiar la imprimantă sau să tipărim la imprimanta din oficiul nostru sau în dependență unde suntem, la centru de zi sau indiferent dependență de situație. Întrebări, vă rog? Dacă nu sunt, cu permisiunea dumneavoastră, eu am să vă rog să veniți cu mici comentarii sau la final de ședința noastră. Dacă aveți careva întrebări, neclarități la acest moment, pentru că, practic, cele 2 ore pe care noi le-am rezervat întâlnirii noastre de astăzi s-au epuizat. Noi să vă expediem toate materialele acestea, după cum am promis, pe e-mail. Orice neclaritate, orice sugestie, vă rugăm să ne-o expediați, fie înscris pe e-mail, fie ne contactați la telefoanele indicate în mesaj. Da, dacă sunt careva comentarii, ce urmează? Evident că noi o să prezentăm și un scenariu pentru următoarea perioadă, unde putem să ne implicăm și care, la ce nivel, care, cum vedem rolurile fiecăruia dintre dumneavoastră. Asta tot neapărat o să fie partea unui mesaj suplimentar. Iar în cazul în care ați înțeles că nu doriți să fiți parte acestui proces, acestui proiect pe care îl implementăm, considerați că nu sunteți pregătiți sau nu aveți suficient timp sau nu sunteți persoana potrivită, noi să fim recunoscători să ne scrieți că vă rugăm să nu mai expediați mesaje sau invitații la activitățile proiectului și asta o să fie tot foarte ușor pentru noi ca să nu vă obosim cu mesaje sau e-mail-uri. Asta nu înseamnă că noi o să trimitem în fiecare zi sau fiecare săptămână, dar posibil ce avem o noutate sau o invitație, o să apelăm în primul rând la dumneavoastră. Întrebări? Deja e sfârșitul nu doar a zilei de lucru, dar și a unei săptămâni foarte încărcate și este clar această tăcere, dar poate formatoarele noastre, doamna Angela, doamna Irina, dacă vreți să faceți o mică concluzie ca să înțelegem și din partea voastră cum v-ați simțit în rol de formatoare, de cele care v-ați propus să transmiteți anumite mesaje către participanți. Domn Sergiu,
Prima zi am avut baterii încărcate, astăzi îs descărcate de tot. Într-adevăr, sunt emoții și într-adevăr retrăiești pentru că vrei să spui mult mai mult. Vreau să adaug numai la toate cele spuse că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are un acord de colaborare cu Ecorizei, noi avem istorie de succes. Am fost impresionat total de tot ce a spus Irina, colega dumneavoastră și colega mea. Eu sunt încântată de domnie ei, de profesionalismul pe care voi aveți, inclusiv și Irina. Eu, într-adevăr, faceți niște lucruri foarte bune și ele trebuie spuse și poate că, într-adevăr, să ne gândim la o emisiune chiar, de ce nu, pentru că despre ecorezeni se cunoaște mult, dar lumea uită și ar trebui de renovată informația aceasta. Aduceți lumii lucruri foarte frumoase și bune, pentru că noi, direcțiile ocupării forței de muncă, numai, mă repet, iarăși, noi avem succes datorită cu lucrării cu asociațiile obștiești, inclusiv și cu dumneavoastră. Îmi pare bine că noi suntem acei primii care avem o experiență, am obținut o experiență frumoasă și nu numai frumoasă, dar și eficientă. Noi am văzut cum lucrează, cum acest mecanism în alt stat dezvoltat și cum am mai spus, legile noastre sunt mai bune, dar nu înțeleg de ce noi trăim mai rău, dar înțeleg de ce, pentru că anume mecanismul ăsta de conlucrare, el lasă de dorit. Noi vă mulțumim mult de implicare, nu știu, e puțin spus, pur și simplu mulțumesc, e puțin, pentru că într-adevăr aveți foarte multe făcute Da. lucruri bine pentru societate. Vă mulțumesc și eu, dar eu am așa o strategie, deseori intenționat provoc și las anumite procese care la prima vedere sunt foarte neplăcute, experiențe neplăcute, poate uneori calificate grav și nu știu cum de societate, dar aceste experiențe sunt foarte importante. Noi nu putem să le evităm secole și secole. Eu nu vreau să intru în această problemă, fiindcă eu nu știu ce să urmez și așa mai departe. Noi de obicei știți cum, nu știm anota în unele cazuri, dar ne aruncăm în mare, în ocean și încercăm să găsim soluții. Și în această mare încercăm să vă atragem pe toți dumneavoastră, să veniți alături de noi și să găsim, să ne provocăm împreună și să găsim soluții și să înțelegem esența. Pentru că aceste fenomene, ele nu sunt străini nou și noi nu putem să le evităm. Sau dacă noi să dezvoltăm legislația perfectă, să înseamnă că ele să dispară de la sine. El nu o să dispară, asta e societatea, asta sunt oamenii și așa mai departe. Dar odată ce noi nu o să trăim experiență, noi nu o să putem învăța lecții și nu o să știm cum să le evităm sau cum, poate nu să le evităm sau cum să le confruntăm în cel mai eficient mod. Asta nu înseamnă dacă te duci în judecată, asta este cel mai rău, cea mai rău persoană și așa mai departe. Asta este o experiență la fel sau dacă ai făcut sex sau dacă ai spus unei persoane un cuvânt urât sau ai spus unei persoane că mirosiți pute de la tine. Eu nu știu, adică de la cel mai grav, care poate fi până la cel mai banal lucruri. Asta este viața noastră și noi nu trebuie să punem masca de persoană cu costum, cu cravată și cu perfect arată, cum noi de obicei pe rețele de socializare. Asta e și cazul meu. Eu nu vreau să acum să spun că cineva face așa, inclusiv așa încerc să prezint că sunt îngeraș, dar lumea este construită jumătate la jumătate. De asta deseori noi venim cu niște abordări așa ieșite din comun, poate deseori chiar cineva ne spune, da,
idioții ăștia nu mai ne creează probleme și noi nu vrem să interacționăm cu dânșii. Dar noi suntem, noi acceptăm orice. Odată ce oamenii au interacționat și ne-au spus opinia lor și noi am provocat, cu siguranță am undeva acolo am zgâriat sau am făcut prima zgârietură în acest, prima crăpătură în acest lucru, important pe care noi îl facem și deseori noi considerăm că nu este rolul nostru, asta este în afara responsabilităților mele de serviciu, asta nu ține de mine și este presupune prea complicat. De asta suntem o societate, de asta suntem mai multe instituții care ne susținem și colaborăm și dumneavoastră, doamna Angela, ați menționat încă o dată și astăzi acest lucru, singuri, efectiv, nu o să reușim să facem multe lucruri și invitația noastră este ca în continuare, inclusiv să nu vă temeți de anumite probleme, dar să fim împreună, o să le confruntăm și data viitoare știm cum mai bine. Acum se folosește reziliență, da? O să fim mult mai pregătiți, rezilienți pentru aceste procese complexe. Vedeți că ele tot mai mult și mai mult se complică, tot mai mult și mai multe lucruri noi apar în jurul nostru. De asta nu trebuie să ne dăunăm noi personal, dar să fim deschiși către aceste provocări. Irina, dacă vrei să spui un moment așa foarte succint, că deja ține mai mult lumea la discuții. Nu se aude, nu se aude. A venit lângă Sergiu, se aude acum. Eu vă mulțumesc mult că ați fost aceste zile, 2 zile alături de noi și ați avut interes pentru că noi împreună doar să reușim să facem lucruri frumoase și sperăm să ne mai Și am făcut întâlnim. până acum. Da, și am făcut până acum și pot să confirm că Sergiu este o persoană care îi place să provoace alte persoane, fiindcă până acum dacă am avut experiență în educarea copiilor și tinerilor. De acum înainte o să am și o bifă la experiența în educația adulților, în formarea formabililor, fiindcă a fost prima mea experiență și vreau să vă mulțumesc, fiindcă a fost o experiență plăcută, o experiență bună și sper să continuăm colaborarea noastră și o să continuăm să facem lucruri frumoase. Încă o dată, mă repet, eu vă mulțumesc mult. Poate noi mai avem o întrebare. Da, vă ascultăm. Spuneți-ne, vă rog, dacă certificatul care îl primesc tinerii la absolvirea cursurilor de formare este acreditat de Ministerul Educației. Nu este acreditat și noi ne mândrim cu acest lucru, că nu este acreditat. V-am spus că noi suntem săriți de fix. Din experiența noastră, mai mult de 200 de băieți și fete cu dizabilități, cam 80% din ei, în jur de 80% cu diferite dizabilități, despre care am menționat și Irina, restul din grupuri vulnerabile, de câte ori au mers să se angajeze sau prim în procesul. Da, nici nu a cerut vreun certificat că ați absolvit o școală profesională sau cursuri oarecare, nimeni nu a întrebat în experiența noastră, nimeni, dar nimeni vă spun acest lucru. Cel mai mult, nu neapărat că spun la dubii rezultatul muncii noastre, dar în genere antreprenorul are nevoie, în primul rând, să cunoască persoana, să fie pregătită pentru a interacționa cu colectivul, să aibă abilități practice, fiindcă noi, nu știm, putem să cumpărăm foarte multe diplome astăzi, dar eu acum nu exagerez și nu vreau să merg în altă direcție, dar adică noi facem niște lucruri care nu ieșit un pic din afara termenilor legali și doamna Angela a spus că noi avem legislație perfectă. Dacă ne uităm pe educația asta formală, perfect totul.
Dar ce rezultate avem în dezvoltare socială și economică? Asta nu este indicator, fiindcă careva părinți ne-au întrebat dacă noi dăm certificat recunoscut din Ministerul Educației. Noi nu suntem indiferenți, noi lucrăm la această procedură. Vă asigurăm că la un moment dat o să fie și acest bif a formalității pus legat de certificate, dar certificatul nu, tinerii noștri ies cu așa un certificat privind experiența de viață independentă și relații la un loc de muncă care nu se echivalează nici cu un certificat, poate fi recunoscut de Mister Univers, e părerea mea. Dar, pe de altă parte, nu vreau să spun că suntem cei care facem minuni, nu suntem magicieni, pentru că am avut și așteptări de la părinți că, dar eu ne-am închipuit că persoana, eu n-o să recunosc fata și băiatul meu. Dar de ce îmi dă întrebarea asta? De ce întrebarea asta? E de alte întrebări decât până acum. Nu ne-i comod să dă întrebările astea. Adică, înțelegeți? Noi ne-am undeva în zona de confort, da, și ne este greu să ieșim din tipare. Dar eu cred că noi schimbăm foarte multe, foarte multe lucruri. Și inclusiv dumneavoastră, eu nu, aici nu neglijez, pentru că practic știu pe mulți din dumneavoastră, cel puțin la nivel de raion, instituții, cum unde se lucrează și la fel sunt rezultate destul de bune. Mulțumim mult! Și vocea dumneavoastră așa e, располагающая. Eu am propunerea că să fim instruiți toți, nu numai unele specialiști din subdiviziuni, dar absolut toți. Că eu așa, nu știu, n-am darul de a explica. Într-adevăr, ați provocat, ați dat un bolt pentru a schimba încă mai mult. Da. Da, mulțumim, doamna Irina. Asta, atât pretențiile către administrația, către Dumnezeul anofi meu. Da, Eu acolo, sunt sunt foarte citările. mulțumită, Nicătâncă este încărcat și agenda noastră, doamna Angela cunoaște lucrul nostru obișnuit, dar mi-ați dat o energie, o informație unde ori și am pus pe poliță eu, Nicătâncă am știut unele termeni, dar oricum dumneavoastră cumva ați explicat cu încurajare. Asta m-a salutat și foarte mult apreciez lucrul ăsta, că dumneavoastră ați avut un pic de răbdare pentru toți, că suntem diferiți, dar și vocea dumneavoastră cumva ați liniștit. Dacă ceva nu cunoaștem, dacă ceva am uitat, oricum este timpul, nu ne grăbim și asta e un plus mare, mare pentru voi. Mulțumim. Mulțumesc mult! Mersi. Da, link-ul eu o să-l trimit, Diana, link-ul către această aplicație online, eu o să-l trimit pe e-mail, pentru că noi avem adresele de e-mail ale dumneavoastră, respectiv să-l trimit acolo și o să-l aveți deja în poșta electronică, pentru că dacă să închidem Zoom-ul, el deja o să piardă aici. Vă asigur că o să primiți acest link. Bine, cam asta a fost și înregistrarea, după cum am menționat, eu o să salvez. Poate cineva spune că iată, am stat la masă cu metrele, am stat la răsărit aici și am scârtinat limba, dar eu cred că noi am, într-un mod mai neformal, mai așa, mai în alt fel de training, instruire, am abordat momente importante. Victor, tu vrei să spui ceva sau la tine nu este microfon? Am văzut că te-ai conectat. A, nu este microfon, am înțeles. Ok, dacă ceva, Victor, o să ne comunici pe e-mail, dacă. Bun, asta este. Un weekend plăcut, contactele noastre le aveți, telefon, e-mail și așa mai departe. Ținem legătura și cu siguranță o să continuăm munca noastră foarte, foarte importantă în teritoriu.
La revedere, sănătate! Mulțumim, o zi bună!